Nu o să despre neapărat o dată într-un program, o să încerc să prezint la început. O să am niște prezentări foarte scurte la început. Asta o să fie câte prezentări foarte scurte. Și după aceea o să am niște prezentări la sfârșit foarte lungi. Să vă și arăt, să vă zic un pic despre ele. Deci este prezentarea cu cum să protejez calculatorul, care este foarte scurtă. După aceea o să fie o prezentare cum faci SEO de bază. Iar și o să fie foarte scurt, o să vă dau niște lucruri și link-uri. Toate prezentările să le primești pe e-mail. O să vă dau un link-uri în viață, o să vă dau site-ul de nou și o să găsiți toate prezentările pe site-ul meu. Trebuie să acasă în data asta. Așa. După aceea să vă informați despre cum ți datele private și despre cum postezi pe Facebook. Și acestea patru prezentări să fie foarte scurte. După aceea o să pun foarte multe detalii la cum postezi 100 de poze pe internet rapid. Și cum cauți la Google. Și încă una, cum faci backup la mai multe lucruri. Și o să vă detaliez. Deci, în asta se întreabă. Cum postezi, postezi pozele pe internet, cum cauți la Google și cum faci backup. Și acum o să vorbesc despre prima prezentare. Deci, îmi spui că smartphone e mai puțin important. Ok, o să răspund la întrebarea asta la... e mai puțin important, zic acum, pentru că nu ai mare nevoie... nu ai... Deci... Dacă ții niște măsuri cu minime de precauție, nu prea poate să-ți facă mai mult. Deci, și dacă se zice că ai un virus, poate să trimite niște SMS-uri și poate să dea niște apeluri. Sau mai grav ar fi să-ți trimită datele în altă parte. Dar, în principiu, nu poate să facă atât de mare rău decât dacă ai un virus în calculator, care poate să aibă acces la multe mai multe lucruri. Are acces la mail-ul tău, la contul tău bancar, sunt lucruri mult mai importante în calculator decât în smartphone, în opinia mea. Nu știu. Și iarăși e mult mai simplu să protejezi smartphone-ul. Sunt măsuri simple. Bun. Cum îți protejezi calculatorul sau nu? Asta e mai prezentări de scurte. Soluția ar fi pur și simplu să realizați o soluție. O soluție de securitate. Cei de la Lifehacker au făcut un test și lor s-a părut că cea mai bună soluție ar fi un program de securitate numit Avast, care este și gratuit. Și pe recomand și eu, este destul de ok. Hai, la adresa aia, pe care la adresa aceasta găsiți testul, în care găsiți prezentarea programului Avast și găsiți și alte soluții. Dacă nu ești alternativă asta la asta. Care ca și program foarte mult în cele resurse de la calculator, Avastul? În primul rând e gratuit. Și în al doilea rând, nivelul la care e suficient de bun încât să nu solicite foarte multe chestiuni, să nu ai nevoie de prea multe lucruri. Există soluții care costă și care e posibil să fie mai bune în anumite lucruri. Dar pentru o soluție gratuită îți dă un nivel de securitate suficient de bun încât să nu ai nevoie de altceva. Legat de antivirus, de ce spuneam cu un nivel minim? Nivelul minim înseamnă să n-ai minim calculator și să dorești totuși să spui o soluție de antivirus. Și în cazul ăsta vă recomand Avast. Dar asta, dacă aveți deja o soluție de securitate, este foarte probabil că este la un nivel comparabil cu ea. Dacă este o soluție plătită sau premium, e foarte probabil că acoperă cam tot ce oferă Avast. Ideea e că antivirusul a devenit din ce în ce mai performanți și nu sunt mari probleme chiar și la o soluție gratuită. Adică nu pot să aștept la mari probleme. Trebuie să fii atent și pe ce lucruri faci click, dar în principiu și o soluție gratuită se poate proteja suficient de bine. De exemplu, în mod și poate au o colaborare, ceva, sau
e una din cele de bază. Adică dacă ai un antivirus acum, îl instalezi acum și 6 luni nu faci update, rămâi în urmă, nu e antivirus. Trebuie de când de când să... În general, se actualizează singur. Zice cu roșu, vezi că nu e actualizat. Adică e o mare problemă să la un antivirus care nu a fost actualizat un an de zile sau... Adică apar virus și apar, nu e ok să nu stai, să stai când ne-a plătat. După ce se plătează la nivel de zile, după ce faci asta, nu e măcar... La un trei eu care nu-ți dă opțiunea să te întrebi, să ceva, să apăzeați ceva cu mine, n-ai opțiunea nici să-l oprești. Nu e ceva opțional. Ok. Legat de calculator. Cam asta este. Și să ai o oarecare grijă cu link-urile pe care le faci și o minimă atenție când ai de să faci click on link. Și dacă ai o soluție de antivirus, te protejează destul de bine. Iar legat de smartphone, o soluție este parola. Parola, trebuie să o gândiți, nu, deci, dacă vrea cineva să intre până la urmă, e posibil să găsească o soluție, chiar dacă este parola. Depinde de smartphone, dar în principiu se poate trece de protecția de parola. Dar cel puțin dacă îți ia telefonul, nu îți află în următoarele 5 minute date. Și poți, ai timp, dacă îți dai seama că ai fost spălat, ai timp până îți face parola, până trece de ea, nu se spune, până trece de ea, de exemplu, dacă ești logat în Gmail, să dai logout sau lucruri de genul ăsta, să schimbi parolele, să, dacă ai Dropbox pe telefon, să ștergi fișierele importante. E un pas care amână, îți dă un răgaz în care poți să iei niște măsuri să le lucrăm cu telefonul tău. Remote Life este o soluție, înțelegeți, știți la ce se spune? Scrii, deci să zicem ceva pe telefon și parolat. Ține acolo, da. La un dat o să facă ceva, pe dacă nu ține acolo. E, ai posibilitatea, dacă telefonul respectiv este, deci e conectat la internet, tu te duci la un calculator pe internet și să ceri ștergerea telefonului de la distanță. Dai remote wipe și telefonul este, datele din telefon sunt șterse de la distanță. Dar, de exemplu, dacă oprește telefonul, dacă îi dă turn off, nu mai ai acces la chestia asta. Sau dacă scoate SIM. Pe după calculator să poți să-i... Da. Da. Cu condiția că telefonul respectiv să fie pornit și conectat la internet. Și poate l-ai uitat undeva și... Da. Și le ștergi date. Și ți le ștergi pe sigur, da. Pe asta o să ajunge și la partea de backup. Poți să-ți faci backup și de pe el și să-ți ții sigur. Iarăși, legat de smartphone, foarte mulți virus apar prin aplicații piratate. Pentru Android e mult mai simplu să ai aplicație piratată decât pe iOS. Aia este sistemul cu iPhone și Android, sunt Samsung Galaxy, nu știu, HTC One, chestii genul ăsta. Ok. Și pe Android e mult mai ușor să ai aplicații piratate care, după ce poate să conțină virus. Cred că asta e așa. O să trec prea pe niște prezentări la început. Cum faci totul de post? Asta e cea mai simplă poziție. Am un simplu slide. Acesta. O să primiți prezentarea pe internet. Vă zic ce o să găsiți acolo. Aici este, dacă vrei să te apuci să faci SEO, este un ghid scris pentru începători în SEO. Și are niște informații. Întâi să mă explic. Da, nu știu SEO. Da, nu știu ce e SEO. SEO. Ok. Când te duci la Google, cauți ceva. Da? Cauți un produs, un site, o informație. Cauți un lucru. Și eu, ca deținător de site, aș vrea să fac cât mai sus, să fiu primul. Prin metoda anumită Search Engine Optimization, optimizare pentru motoare de căutare, se pot, într-o măsură mai mică sau mai mare, influența rezultatele din motoarele de căutare, astfel încât site-ul pe care îl dețin eu să fie mai sus. E un proces destul de complex. Motivul pentru care prezentarea mea este atât de scurtă, deși specialitatea mea este SEO, e că pur și simplu n-am hotărât care sunt lucrurile de bază din SEO. Adică, pentru mine, lucrurile de bază din SEO ar fi să trecem puțin prin toate lucrurile astea și să facem o idee globală, care nu ar fi ajuns nici dacă am fi folosit cele 3 ore doar pentru SEO. Atunci am preferat să vă dau niște link-uri și să vă amân cu promisiunea că la un moment dat voi face un grup de SEO aici, doar despre SEO. Ok. Dacă cadrul va permite, dar în principiu asta e intenția mea. Acum să mai fac un cadrul doar despre SEO și vorbesc doar despre SEO în ziua respectivă și atunci o să pot să intru în detalii. Acum, nici 5-10 minute așa de lucruri de bază, minimal așa, poți să ne dai o idee. Bine, vă zic asta și vă zic și niște lucruri. Așa, după care, ca să ne deschizi așa apetitul, să ne apucăm să citim. Sau eventual prezintele pe astea, o să vă spun.
Da. Deci la MetaTitan găsiți informații despre cum să scrii titlurile pe un site. Iarăși, acum trebuie să ziceți titlurile. MetaDescription e cum să scrie descrierile. Aceste două link-uri. Și ăsta. Nu. Aceste două și ăsta. Nu. Cele trei link-uri. Cele trei link-uri. Zic că... dacă le citești, în principiu, ar trebui să ai o imagine corpală. Zic cam tot ce conține SEO, înglobat în fiecare de link-urile astea, încearcă printr-o metodă sau alta să-ți descrii. Faza e foarte complexă. Poftim? Da, tot. De aici am vrut să citesc. Okay. Și la ultimul, niște resurse pentru a face SEO. Să mă zic câte lucruri despre ce înseamnă SEO. SEO înseamnă cum o fac eu site-ul, ca Google să consideră că site-ul meu e bine făcut. Și cum fac în așa fel, încât alte site-uri să dea link-uri către site-ul meu. Deci are două aspecte. Odată SEO intern, cum modific eu site-ul, și odată SEO extern, cum îi convinc pe alții să-mi dea link-uri. Contează 80% link-urile și 20% cum fac pe site-ul. Și atunci ar părea ok, trebuie să facem link-uri. Ideea e că site-ul meu e în controlul meu și atunci are sens să mă ocupe, să mă preocupe și SEO intern și e mult mai bine documentată partea asta și legurile sunt mult mai clare. Pe de altă parte, SEO extern, deși aduce multă valoare, este mult mai greu de influențat. E mult mai greu să convingi pe cineva să-ți dea link decât să-ți faci tu site-ul mai bun. Dar acolo sunt beneficiile cele mai mari. Și link-urile acestea trei o să descrie cum îți ambele aspecte. Odată cum faci un site și odată cum obții link-uri. Iar la meta title și meta description sunt două aspecte importante despre cum îți faci tu un site. Astea sunt numai referitor la căutările cu Google. Da. Dar nu, stai ce. Google e... Nu sunt și la suche din căutări. Mai sunt și alte motoare... SEO înseamnă Search Engine Optimization, adică optimizare pentru motorul de căutare. Deci, teoretic, orice motor de căutare. Practic, însă, în România, Google e undeva 95%, pe acolo, e un procent undeva între astea două, 95% și 100%. Și, nu, 100% n-are cum, dar, în fine, foarte aproape. Păi și mai de exemplu, dacă spui acum Messenger, îți bagă, îți schimbă căutarea automată, îți schimbă pe acum. Când îți spui Internet Explorer, acum nu mai e așa, dar într-o vreme era când îți spunea Internet Explorer, îți spunea homepage-ul cu Bing. Nu trebuie o săptămână, eu folosesc Google Pro. Da. Și mă rog să-mi deschidă cum deschidea înainte, îmi deschidea SEO. Da. Foarte probabil a spus un program. Și programul avea o bifă. Vrei să... Dar ei le fac cât mai obscure. Trebuie să fii foarte atent când instalezi orice program. După ce e program gratuit, vine cu o chestie de genul ăsta. Domnule, îți dau program gratuit, dar bifezi asta implicit. Și dacă nu ești atent, îți spun și chestia asta. Atunci, probabil, foarte probabil asta s-a întâmplat. Și ăsta e un motiv important pentru care Google nu e 100%. Pentru că... Mi-am făcut acum vins cu problema. Eu am Bing. Cum îl fac Google? Și dacă nu știi să treceți de asta, rămâneți cu Bing. Și atunci folosiți fără să vreți Bing. Care credeți că e al doilea cel mai folosit motor de căutare? Unde caută după Google, al doilea? Wikipedia. Wikipedia. Nu. Probabil motor de căutare. Ba da, nu. Dar motorul de căutare al Wikipedia, propriu. Adică intri pe Wikipedia și cauți acolo. Dar oamenii de ce caută pe Google ca să ajungă la Wikipedia? Zic și. Nu. Oamenii care fac SEO au tendința să răspundă la chestia asta că e Bing sau Yahoo. Pentru că ele sunt motoare de căutare și te aștept să... Al doilea motor de căutare e YouTube. A, YouTube, corect? Caută video, caută, da. Da. Ține tot de Google? Nu. Și mai sunt și motoare de căutare care caută în bază de date de poze, de imagini. O să ajungem și la 1100 de poze rapid, nu știu, probabil.
că sunt totuși. Da. Google a făcut cum mai în ultimul an, doi, pe acolo, a făcut o chestie search by image. Dacă găsești undeva pe internet o poză și vrei să știi unde anume mai apar, o să descriu asta la un moment dat. Ideea e dacă, o să dau un exemplu, o să fie o poză cu Al Pacino și vezi într-o poză. Să zicem că nu ești tu asta sigur sau vrei să afli mai mult despre poza respectivă și dacă consideri că o poză e faimoasă, o să cauți la Google cu fotografia, aprovezi poza, și Google caută cu poza respectivă pe internet și zice unde mai altundeva apare. Nici măcar nu trebuie să fie dimensiunile exacte sau... Google are un algoritm, cred, care cumva scanează poza, alege niște puncte reprezentative din toată imaginea și poate chiar dacă imaginea diferă față de original, să zică, uite, poza la ce, la ce se referă la un anumit aspect. Și am căutat poza cu Al Pacino pe care să vă arăt la un moment dat, să vedeți că obțin mai multe rezultate și pot să aflu exact contextul în care a fost făcută poza respectivă. Bun. Cum faci date private pe PC sau Windows? Prin date private, înțeleg aici, ok, lucrați la un calculator și cumva poate să mai vină și altcineva, poate să... Să zicem că intră cineva neautorizat în casă, să nu știu, la birou, sau vrei să plecați în pauză, sau... Apoi, la un dat, un context în care vrei să te asiguri că datele sunt private. Și sunt mai multe metode prin care poți să te asiguri datele. Una este parola de sistem. Parola de sistem înseamnă că pornesc calculatorul și ca să pornească calculatorul, mi se cere parola. Aceea este parola de BIOS. Un alt tip de parolă este parola de Windows. Am trecut de BIOS, am ajuns, s-a încărcat Windows-ul, dar ca să intru în Windows, mi se cere o altă parolă. E diferență între cele două. La parola de sistem, și sunt necesare amândouă. La parola de sistem, dacă eu am parola de sistem, nimeni nu poate să folosească calculatorul respectiv. Dar, teoretic, dacă mi-ar fi furat, de exemplu, laptopul sau calculatorul, poate să ia hard disk-ul din laptop sau din calculator, să-l pună în altă unitate, care nu are parolă de BIOS, sau mă rog, e în controlul omului, știe parola, și intră în Windows, în mereu. Pentru că n-am parolă de Windows. Pe de altă parte, dacă am parolă de Windows și n-am de BIOS, el poate, teoretic, să pună un CD din unitate, să buteze de pe el și să aibă acces la datele de pe Windows, sau dacă vrea să instaleze Windows-ul și să păstreze și datele mele, adică dacă am și parolă de Windows și parolă de BIOS, e o combinație mult mai simplă. Mai există și o parolă la Skin Saver. De exemplu, plec de la birou și nu folosesc mouse-ul 30 secunde, 1 minut. Se activează Skin Saver-ul și îmi cere parola ca să iasă din stare de stand-by. Bun. Un alt lucru care puteți să-l faceți și vi-l recomand este un sistem de gestionare a parolelor. La ce se referă acest aspect? Oamenii când intră pe Gmail, hai să punem o parolă. Hai să punem o parolă și când lăsați să te entuziasmați, e parola mea și e Gmail meu și își pun o parolă pe de cât mai complicat. Și după aceea, la un moment dat, trebuie să-ți faci cont pe Facebook. Da, și uite, poate. Dar să zicem că una aia o știi, dar după aia trebuie să-ți faci cont pe Facebook. Mă, mai până e complicată, că deja era una și era grea. Ok, hai să mai spune una. Și după aia îți mai încep să se ceră de ce multe parole. Și la un moment dat nu mai poți să reții și atunci apelezi la una din metodele. O metodă ar fi să folosești aceeași parolă peste. O altă metodă este să folosești parole complicate pentru Gmail, bank, Facebook, nu știu, ceva ce te interesează și unde date importante să folosești parole complicate și unice. Și pentru restul să folosești parole mai puțin securizate. Sau să le grupezi. Rețele sociale au anumite parole, mail-urile au anumite parole, măcar le-ai mai grupat un pic. Dar eu vă recomand un alt nivel de securitate, anume cel de externalizare completă a parolei. Last pass înseamnă că este ultima parolă pe care este necesar să o rețineți. E așa, firmă, mai trebuie să ții minte parola de la mine. Ce face acest sistem? În browser, oricare ar fi Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, pe telefon mobil, pe tabletă, vă costă. Dacă vezi pe telefon mobil și pe tabletă, vă costă $1 pe lună. Una din cele mai ok aplicații care. Să vă zic ce faci. Te loghezi odată la LastPass și odată logat, ai acces la toate parolele din toate conturile tale. Cu
un add-on pentru Firefox, Chrome, Opera, Safari nu are, dar are ceva cât de cât te ajută, dar nu e neapărat un plugin. Oricum, pentru browserele destul de folosite în România, există un add-on care, odată ce ai intrat pe gmail.com, LastPass, poate să-mi completeze el username și parola și o să-mi dau doar sign-in, dacă am un singur cont. Dacă am 10 conturi de Gmail, mi-afișează o listă. Apăs pe un buton și mi-afișează listă. Uite, ai 10 conturi de Gmail. Cu care dintre ele vrei să te loghezi? La aici până aș te loghezi. Mi-e foarte util, de exemplu, dacă am un blog pe care îl administrez și îi spun, ăsta e username-ul meu, ăsta e parola mea. Când vezi date de logare, completează el și dentul send. Deci nici măcar nu trebuie să mai apeși pe trimite. Vede, el detectează că a apărut formularul de logare și completează username, parolă, bifrează, păstrează mă logat și apasă sign-in. Deci totul e foarte rapid și simplu. Și în felul ăsta poți să pui parole foarte complexe pentru fiecare site în parte. Încă un lucru legat de securitatea datelor, tot la LastPass, este o chestie care se cheamă Two-Factor Authentication. Autentificarea în doi pași, ceva gen ăsta, nu știu cum se face la una, dar ea funcționează așa. Mai e nevoie de un device, în afară de parolă, ca să te loghezi. Adică, eu dacă aflu, să zicem, parola de Gmail sau de Facebook sau ceva parola unui cont, eu ca să mă loghez în Gmail-ul tău, nu pot să fac asta până am acces la un alt device. Tot ce e la telefonul mobil și poate să fie pe telefonul mobil o aplicație care generează un cod aleatoriu la fiecare minut, sau poate să fie un sistem prin care se trimite SMS. Deci una din asta, o aplicație care generează un cod sau SMS. Și vă ajută foarte... Eu folosesc pentru Gmail. Banca are standard chestia asta, nu pot să fără. Facebook, LastPass, mai am și altele, dar am pentru cele mai importante lucruri, pot să... Nu. Ce-am spus pentru mine? Ehot mai merge? Poftim? Ehot mai... Ar trebui, dar nu știu ce. Recomandat accesul prin POP 3? Nu recomand asta. Depinde pentru ce. De exemplu, pentru... Da, am zis că pentru ce. Întrebarea era pentru mobil, da? Mi se pare ok să folosești POP 3, îți folosești și aplicația 3. Eu sunt mare fan al Gmail, datorită mai multor funcții de genul trimit un mail și am posibilitatea să dau un new send, adică am trimit mail și am 30 de secunde în care pot să anulez mail. Are search, capacitatea lui de search e fenomenală. Am 15 giga gratuit. Are tot felul de forwardări, filtre și nu știu ce care funcționează. Și una din marile chestii pentru care sunt mare fan al Gmail e că pur și simplu e acolo și merge. Adică dacă mi-aș face, am eu cont Olivian, arăt Olivian cu Roma. Mail-ul ăsta. Dar dacă îmi scrii pe mail-ul ăsta, e posibil ca mail-urile să n-ajungă dintr-un motiv foarte simplu și neplăcut. Anume că poate contul meu de hosting-ul meu e picat. Și n-aș vrea să folosesc. Adică dacă am 5 ore pe an în care nu primez mail-urile, pentru mine e destul de neplăcut. Pe când Gmail-ul are un uptime mult mai bun. Sunt mulți oameni care folosesc POP3 și sunt foarte mulțumiți. Eu prefer Gmail. Nu există un răspuns universal, poți să folosești POP3. Majoritatea companiilor mari au pentru angajații lor servicii de tip POP3. Adică e ceva un standard. De altă parte, eu prefer avantajele date de Gmail. Cum poți să găsesc parola de Gmail? Cum adică parola? Gmail a fost mai recent niște chestii de securitate foarte masive acolo, adică se cer multe lucruri. Când te loghezi la Gmail, aveți o opțiune acolo, un forgotten password. Faceți click pe ea. O vreme vă întreba un singur lucru sau două. Acum a început să întrebe când te-ai născut și dacă ai făcut un cont care nu sună pe stajul, mai multe datele e complicat. Când te-ai logat ultima oară, când ai trimis mail ultima oară, contactele, nu ți le cere pe toate obligatorii, dar am încercat să recuperez niște conturi și nu am putut, pentru că ele făcuseam numai să fac un cont și am vrut să recuperez. Și nu m-am mai putut, pentru că nu știam lucrurile alea. Și în trecutul mi era mult mai simplu. Știam, mă întreba care e adresa pe care vrei să-ți trimit și dacă când îți faci contul, te întreabă la o adresă de backup. Și dacă scrie adresa aia, era suficient. Acum scrie tot felul de lucruri și mi-e n-am mai reușit să recuperez conturile. Puteți să încercați, nu să nu încercați, mai ales că dacă e cont făcut de noastră persoană, nu. Nu, 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 dar parola e cu încercați să recuperați, nu știu. Acasă parola merge, dar la altă, la totul, nu știu.
A, că ți-a reținut parola. Doar l-a schimbat parola, ce de la mână. Nu, nu, acasă i-a reținut parola. De acasă îi merge, dar din altă parola. Asta înseamnă, acasă mă pregătează el niște și parola asta, se întâmplă? Într-o automat, micere. Dar dacă, dacă din alt browser vă merge, din alt browser, nu. Merge, merge cu un laptop al unui coleg care are Google Chrome. Dar celelalte care nu au Google Chrome, instalează. Aveți un browser de parola și username și... Întrebarea e, când vă logați la Gmail, dumneavoastră scrieți de mână parola sau vă înfetează automat? Stai să vă spun eu care e soluția. În Chrome, Firefox și Opera, puteți vedea parolele. În Chrome și Firefox e foarte simplu. Vă duceți la setări. Și are o chestie search. Are un search la setări. Scrieți acolo password. Nu știu cum sunt setările pe de rost acolo, dar sigur, sigur, Chrome, puteți vedea parola în clar, să poată se vadă litere, ce completează Chrome. Atunci vă recomand să mergeți la setări, căutați password sau dacă e română, parolă sau nu știu cum e și puteți afișa parola și să recuperați parola în felul acesta, dacă e salvată în browser. Dacă am două conturi cu două firme? Dacă atunci când mergeți la Gmail, vă completează username și parola, înseamnă că undeva în lista de parole este salvată și atunci sigur o să găsiți acolo. Deci mi-a luat setul, da? Da. Bun. Legat de criptarea datelor, asta e o... La primul lucru v-am zis la parola de sistem, că va fi utilă parola de BIOS și parola de Windows și eventual și System Server. La criptarea datelor merge un pas și mai departe, în sensul care chiar dacă eu fac discul din calculator, dacă nu am soluție de criptare a datelor, să nu pot accesa la datele respective. Există și un risc aici, și trebuie să citiți puțin despre asta. Există riscul ca, dacă la un moment dat Windows-ul se întâmplă ceva și vă crapă, sau aveți o problemă cu hard disk-ul și la un moment dat o să încercați să recuperați datele. Dacă un hard disk criptat, e mult mai complicat recuperarea datelor decât dacă e un hard disk necriptat. Virtual Private Network. Se referă la faptul că, ok, eu dacă intru pe internet, trebuie să mă conectez, trebuie să transmit niște informații despre mine, IP, și furnizorul meu de internet, în mod standard, livrează niște informații despre mine. Cam pe unde sunt, cam în ce zonă, ce... Dă site-ul la care merg, în mod standard, se dau niște informații despre mine pe baza IP-ului. Ei, prin VPN, care înseamnă Virtual Private Network, eu pot să mă conectez direct la un calculator. Și calculatorul ăla se conecteze la internet pentru mine. Deci eu am o conexiune directă cu un calculator aflat undeva în lumea asta. Calculatorul ăla nici nu vă imaginați că e... un calculator, calculator, să fie, pot să am un calculator și să-l împart în 10 mini calculatoare, se cheamă mașini virtuale. Pot să-l împart calculatorul în mai multe mașini virtuale și tu ai fiecare are mașina mai virtuală. Teoretic arată ca un Windows, dar ca un calculator obișnuit, dar după mult mai puține resurse. Am un singur calculator care face mai multe sarcini în același timp. Ei, printr-un virtual private network, pot să mă conectez la un calculator, și calculatorul ăla se conecteze pentru mine. Și asta îmi dă foarte mare securitate a dată. Partea neplăcută este că scade viteza pentru că trebuie să mă conectez la calculatorul acela. Acela se conectează la net și circuitul se mărește, circuitul datelor. Era chestia cu acta, că o să... Da. Din punctul meu de vedere, cu tehnologia de acum, și în țările în care e foarte recomandată, reglementată pirateria, există posibilitatea asta, să închiriezi un virtual private network într-o țară care legislația e mult mai lejeră, tu te conectezi securizat. Ideea e că dacă eu am intrat acum pe internet și stau pe torrent și, nu știu, descarc de pe Chrome.pc, intru pe site-uri de care, furnizorul meu de internet poate să vadă datele astea și teoretic sunt pasibil de amendă. Dacă mă conectez pentru un virtual private network la o rețea, la un calculator în altă parte și calculatorul acela face datele, conexiunea mea cu calculatorul respectiv e securizată și nu mai eu și o pot vedea. Și atunci, tot ce vede furnizorul de servicii e ok. Atâția mega de date s-au transmis, în mod securizat, nu știu ce e acolo. Cam asta s-a apelat și la atunci. Care ești nechire să mă conectez la calculatorul meu la ce trebuie să mă atrezi? În România nu se
legislație, dacă v-ar fi teamă de piraterie, v-ar ajuta chestia asta. Și iarăși dacă aș vrea... Ai face piraterie. Și atât băiatul... Și eu cu doamna am spus, ok, de partea non băiatul, poate vreau să vreau dat trebuie să fie private, vreau să intru pe net și să nu știe nimeni de mine. Cumpăr un virtual private network într-o undeva, nu, cumpăr un server de până acolo. Așa? Și am acces acolo. Și dacă fac lucrurile în felul ăsta, de exemplu, nu prea pot să am virus. Pentru că se infectează la asta. Și bine, sistemul ăsta de securitate e folosit și de bănci sau de companii. Dacă vrei remote de acasă, de calculator și tu vrei să accesezi serverul din compania ta, tu ai un client de VPN la tine instalat pe laptopul tău, pe mobil, te conectezi dintr-o rețetă undeva de oriunde, de pe internet și accesezi serverele de acolo de la compania ta într-un mod sigur și încriptat și ești sigur că nu ți-a... Că nu poate să vadă nimeni date, informații, ce vehiculezi tu de acolo, din interiorul companiei. Eu nu vă recomand să fac, Sofie. O întrebare la cutia aia, dacă te recomandă. Nu, este la cutia. Folosesc un crypt pentru criptarea DSP-ului, recomandați la aplicație. Am auzit lucrurile despre ea, despre program. Nu l-am folosit niciodată. Am citit pe Lifehacker programul ok, cu crypt foarte bun, așa. Nu, eu nu încriptez USB-ul din motivul recuperării datelor și din motivul că de ce nu par lucruri foarte importante pe stick. Deci n-am avut nevoie asta. Cum un lucru ok despre el. Nu știu. Fac alternative la ai un program în curs sau e doar nu, aici e un link. Și cred că link-ul ăsta găsește niște alternative de criptare a USB. Ziceam că în cadrul de VPN, am doar să vă dau o idee, vă ziceam acum, dacă nu folosiți VPN, nu sunt securizat, dacă nu criptez la discul cine știe ce se întâmplă, am vrut să-mi fac o idee despre lucrurile respective, nu se neapărat. Mai bine să punem parole și pe fișiere, direct, pentru cele pe care le considerăm mai... Ca să pui parole pe fișiere direct, ai două soluții. Odată poți să folosești un program care să-ți încripteze fișierul și tot cu programul ăla să-l decriptezi. Așa. Dar mult mai simplu, în opinia mea, este să pui UIRAR sau un program care suportă arhivă cu parolă. Se face arhivă cu parolă. E un format universal. UIRAR, de exemplu, permite să faci arhivă RAR în care numele fișierului nu e vizibil. Adică ai un folder, faci arhivă, îi dai arhivei un nume, cum vrei tu, ceva oscur, și îi spui, diferiți opțiunea Encrypt File Name. Și atunci, eu tot ce am ca informație, înainte să mă apuc să vreau să desfac fișierul ăla, e ceva, data.rar. Care tu, data.rar, știi că ai acolo cea mai importantă chestie sau poate ai făcut și tu o glumă, nu știu. Eu nu știu altceva decât numele fișierului. Și atunci, dacă pui un nume de fișier care e relevant numai pentru tine, poate să-mi scade și motivația. Adică, să zicem, aș vrea să sparg fișierul respectiv. Ok, dacă scrie data.rar și e încriptat și tot încerc, nu am mai vad data. Știi? Una e să scrii, să faci un fișier doar cu parole, nu te înțeles, de exemplu. Da. Eu știu ceva. Iarăși, deci din toate soluțiile de aici, ce vă recomand foarte mult e să folosiți la asta. Mi se pare o soluție foarte ok. E foarte ok, dar ca să poți să pui, folosești parole complicate. Și iarăși, pentru serviciile care sunt importante pentru voi, să folosiți two factor authentication. Pentru Gmail aș pune, pentru, nu știu, Gmail sau Yahoo. Eu sunt acum, nu am toată, am fost și Gmail, dacă eu fost. Și le zici și Facebook. Da. Gmail sau Yahoo Mail sau alții niciun de e-mail pentru Facebook. Dacă aveți ceva date bancare, alte rețele sociale care sunt importante pentru voi. De exemplu, eu n-am pus și pentru LinkedIn și pentru Twitter. Ideea e, cât de important ar fi dacă eu aș parge contul respectiv, pentru voi datele respective să le pierde. Dacă sunt important, atunci merită să puneți two factor authentication. Și legat de gestionarea parolelor, este unica soluție prin care puteți pune parole complicate. Altfel, mai e soluția să faci un share text și le dai copy-paste, dar e mult mai elegantă varianta asta. Și ca sistem de operare recomandat și Windows-ul sau fiecare și pe Linux? Am lucrat, am vrut să Linux un an și ceva la o companie, pe Acuma, am fost angajat acolo și am lucrat pe Linux. Nu am lucrat aproape de loc pe iOS, pe sistemul de operare al Apple. Ok?
să-ți dau în general, dar după aceea să-ți intru și în particularitățile și specificitățile. Ok. La nivel general, nu pot să-ți recomand Linux sau Windows sau Mac. Știu că sunt pro și contra în funcție de pentru ce le folosești. De exemplu, dacă ești grafician, dacă lucrezi cu video, dacă lucrezi cu fotografie, am auzit că ar fi foarte ok să lucrezi cu iOS. Nu am lucrat personal cu iOS, nu știu. Nu cu iOS, prostii, cu macOS. Ok. Cred că macOS. Ok. Legat de Linux, există multe distribuții și pe care nu le știu, foarte. Mi-am lucrat pe... Nu mai știu pe ce. Era pe 2007 și până acolo nu știu. Și nu l-am distrat deloc, pentru că nu l-am distrat, era ceva geniu, să aveam foarte puține drepte. Și m-am apucat odată să lucrez în el și, ok, ce opțiuni vrei să debifezi aici? Și m-am apucat să debifez. Și mie îmi se permitea să scot butonul de OK, cancel, close, și am făcut, nu mai puteai să faci nimic în el, nu mai puteai să apeși OK. Și am venit și n-am reparat, s-a părut că îmi dă prea multă putere. Deci, Linux e foarte customizabil. Există variante de Linux care sunt foarte prietenoase și poți să zici că sunt ca și Windows de prietenoase și există variante de Linux care încerc să știi mai mult cod. Ai avantajul că n-ai virus și ai avantajul că e foarte customizabil. E posibil să folosească resursele mai bine. Pe de altă parte, acum revenim la experiența mea. Am folosit Windows XP o îndelungată perioadă. După aceea mi-am folosit ceva Vista, n-am făcut de loc, m-am pus XP. După aceea, când a apărut 7, am pus 7 și când a apărut 8, am pus 8. Am eu ceva probleme cu 8-ul. E prima dată când am de când folosesc calculatoare, probleme în halul ăsta de mari, mi se opresc programele, nu merg. Faza e că instalarea Windows nu e Windows în sine, ci Windows plus nu știu câte programe. Și am tot amânat și stau cu programele la care apă. În principiu, sunt foarte mulțumit acum de Windows 7. Un calculator mai vechi aș folosi Windows XP, dar și Windows 7 mi-e destul de ok și pe calculatoare mai vechi. Nu există nicio recomandare generală la chestia asta. Trebuie să folosești Windows. Poți că eu sunt mulțumit de el. Nu, nici nu ca ne-am face la am o tabletă Apple și sunt încântat de cum merge și cum așa, dar nu aș vrea acum să îmi vezi tot la capăt, ca neapărat să folosesc Mac. Nu sunt. De exemplu, serverele, locurile pe care stau ca site-urile, procentul e aproape inversat la favoarea Linux. Deci foarte multe servere pe care rulează site-urile sunt pe Linux. În SUA e mult mai mare cota de Mac al sistemului de la Apple, cred că se cheamă MacOS, dar nu sunt sigur, decât în alte părți. Altfel, în România era și eu o pondere mai mare a Windows-ului pentru că e piratat. Pentru că dacă spui cuiva plătește nu știu câte sute de lei pe Windows sau folosește Linux gratuit, o să se întrebe mai degrabă, o organizezi cu ce-i cu Linux-ul. Dacă îi spui, domne, e gratuit și Windows-ul și Linux-ul și Windows, uite câți oameni bagă bani și câte aplicații găsești și Linux-ul e gratuit, e și o chestie cumva, dacă tot costă fără, poate nu e bun. Nu e neapărat. Recomandă să nu dau licența la sisteme de operare cu Windows? Asta nu e o întrebare de IT, asta e o întrebare de IT, că nu are niciodată legătură cu IT. Cum fac eu? Eu nu cumpăr nimic, dar nu e, nu e bun să recomand asta. Unde universitățile ofereau licențe pentru studenți la SEPAR campusul? Avea probabil contracte cu firmele mai, prin care puteau oferi licențe educaționale care sunt mai ieftine, sunt mai multe lucruri. Chiar cred că erau gratuite, dar aveai doar Windows-ul și poate un Office Starter, ceva gen asta. Sau așa. Dar în Windows mai ai și alte programe și ai și muzică și ai și filme. Da, la Linux însă trebuie să știi un pic mai mult, să cunoști un pic mai mult și în momentul când instalezi, dezinstalezi, îți ai device-ul care se montează, demontează CD-ul, trebuie să-l montezi, să-l demontezi, nu e simplu și faci ca la Windows. La Windows e totul drag and drop și Linux-ul. În ultima vreme sunt unele versiuni care îți și ducă, alea sunt foarte de facile de internet, dar sunt și altele, tot așa, cum ai spus, care îți dau prea multă putere și la un moment dat s-ar putea să ți-i pui pe butici și să nu mai poți să funcționezi cu el. Dar poți să cauți. Există chiar distribuții ca
există variante care rulează de zi. Sau da, rulează chiar de pe zi, exact. Deci ai nevoie să-i conectezi la browser sau ai... Trebuie să vezi dacă îți place. Da. Ca idee de chestie, o idee pe care a dat Wikimonis la ICD în calculator și acum e dat la criptație, că poți să treci peste. Da, eu n-am ajuns la prima etapă, să fac poate la sistem. Parlamentul este primul așa, adică... ok, este o, e o poveste cu un, eram un clip pe YouTube cu un hacker, i-a furat calculatorul și după ceva, avea ceva securitate, dar nu avea la nivel foarte înalt, astfel încât persoana care era furat calculatorul, care nu avea cunoștințe foarte avansate, a reușit să se conecteze la internet, deși nu era atât de sigur, era Mac, și făcuse niște setări, nu era foarte simplu, dar a reușit să se conecteze pentru că nu protejase suficient de bine. Și s-a conectat la net, hoțul. El, fiind hacker, avea și alte programe prin laptopul respectiv și a început să se conecteze la laptop de la distanță. Asta după, la un an de zile după ce l-a aflat. A spus, mă, ce facem asta? Prea de mult. Și când a început să se conecteze, a început să-i pună niște programe, a început să aibă acces la din ce mai multe date din laptopul respectiv. Era pe sine. Era unitatea de desktop, era de la NPC, Mac. It's a Mac, nu trebuie să. Așa. Și a început să-și transfere datele, ce mai avea el pe acolo, a început să-și le transfere. La un dat a început a aflat poză, adresă, tot navigând. I-a aflat parole de la e-mail-uri. Și a contactat poliția. Asta era într-o altă localitate. S-a dus poliția, a adus calculatorul. S-a părut foarte interesant. Și morala lui era că dacă ar fi avut ca unitate atât de bine protejată, foarte bine protejată, votul respectiv n-ar fi știut ce să facă și l-ar fi formatat. L-ar fi un, deci nu ai nicio opțiune, ștergi discul și e la zero. Și l-a zis, uite, e ok că așa, pentru că mi-a permis să am acces. Ca idee. Nu spun că asta ar trebui să faci. Spun că există și varianta. Spun varianta mea, de ce nu protejezi virus? Sau acasă la niște oameni, nu fac așa. Dacă eu aș pune parole peste tot pe acolo, la un moment dat am nevoie. Vreau să dau automat calculator. Și n-am un device care la distanță să fac tot felul de lucruri, să conectez de pe mobil, să mai știu să-i dau mai greu autor. Trebuie să spun, uite, dă-mi un calculator. Și nu trebuie să-i zic toate parolele, dacă ar fi să-mi pun niște parole. Dacă am rezolvat nimic, dacă ar fi să-mi ascund data. În schimb, faptul că n-am nicio parolă pe nicăieri peste tot pe acolo, îmi dă un acces mult mai facil la informație. Da. Mie mi-e util asta. Deja e un pic mai fericită, dar nu. Bun. Întrebarea e, deci discutăm aici de plana de Facebook ca o companie. Adică ești ce s-a spus companie. Să zicem, o entitate care nu e persoană fizică. Poate să fie inclusiv blogger, poate să fie scriitor, cântăreț, asociație, ONG, firmă, dar nu trebuie neapărat să fie competitor. Întrebarea e dacă o astfel de entitate are nevoie de profil personal sau nu. Profil personal înseamnă add friend și profil business înseamnă like this page. Și cum e mai bine profesional? Profesional este profil business. Dacă vreau să fac un cont personal, pentru asta sunt de control personal, pentru orice altceva, cont business. Deci eu am contul meu pentru mine, dar și contul firmei. Da. Și firma e tot. Se dată pe AdFriends, nu pe Drive. Da. Cred că asta era întrebarea și... Asta, ok. Bun. Recomandarea mea în cazul de fapt este să țineți cont de următorul lucru. Primul lucru e că... Vă zic întâi avantaje. Avantajele să aveți user pentru companie și nu pagina de companie sunt următoare. În primul rând, puteți să adăugați dumneavoastră prieteni. Adică nu trebuie să vină oameni să dea like, să vă stați pasiv și vă uitați la lucrul ăsta. Puteți să fiți proactivi și să adăugați dumneavoastră oameni, să adăugați ca prieteni. Dacă faceți asta în mod abuziv, Facebook o să vă oprească la un moment dat, o să vă dea din ce mai interimită. Dar dacă faceți asta în mod corect și adăugați prieteni sau oameni care chiar sunt relevanți pentru business dumneavoastră, puteți să faceți asta. Un alt aspect care e foarte, foarte important este că eu dacă postez ceva pe cont personal, știu sigur că prietenii mei
dar sunt pe Facebook, văd asta. Da? Dacă nu am dat să nu mai vadă pe peretele lor, îi văd ce am postat pe Facebook. Pe un cont de companie, dacă eu am o pagină și am 1000 de oameni care au dat like și eu postez acum ceva pe wall-ul meu de companie, probabilitatea ca cineva să vadă din cei 1000 de oameni este de 20%. Și nu cred că probabilitatea, e ceva relativ standard, e acolo între 15 și 25 o cifră variabilă, dar ideea e că dacă scriu un mesaj și am 1000 de like-uri și în momentul ăsta sunt 1000 de oameni care sunt pe Facebook, nu se vadă 1000 de oameni mesajul. O să vadă aproximativ 200. Și e un mare, mare dezavantaj. Adică tu depui un efort să strângi niște oameni care dau like și nu văd mesajul tău. Și nici măcar nu e o concordanță. Adică să zici că azi ar fi 20%, mine 20% și până la urmă îi trec prin toți, dar nu atât de plăcut. E posibil să nu vadă aproape niciodată mesajul tău. Adică e destul de neplăcută partea asta. Marele avantaj al avea un profil business și nu o pagină, și nu un user, este că arată mult mai profesionist și mult mai de încredere și mult mai ok să fie ceva de genul eu am dat like pagini pentru că cumva am o simpatie față de ea și nu, eu sunt prieten cu nu știu ce companie. E ceva la locul ei să fii prieten cu o companie. Da, atunci nu e util, zici tu, pentru compania. E absolut cum în cazul acolo. Sau nu, pentru asociație. Facebook, în cazul ăsta, îți cere bani. Să adică dacă vrei să ajungi la audiența pe care tu ai strâns, trebuie să plătești. Normal, că am gândit-o pentru o chestie de persoane private, de persoane să schimbi informații între prieteni. Și după aia să mai extinzi către companii. Nu știu dacă e așa de normal. Mie nu mi se pare foarte normal cu modelul. E modelul lor. Adică eu am stat 1000 de like-uri și am postat ceva și l-am ajuns la 1000 de oameni. E un pic ciudat. Dar și acolo ai și like și fans, nu? Nu, 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 și pe profil, în funcție de profil. Da, nu, nu, ok. Eu nu consider că mai există conturi private. Ăsta e contul meu privat, nu trebuie de meu, de el, nu e profilul meu business. Adică dacă eu am un cont de Facebook și e public și deschis, ăla e și contul meu personal pentru prietenii mei, e și contul care îți văd angajatorul, clienții, toată lumea. Adică nu mai există contul meu personal de Facebook. Dacă vreau să fac asta, mă asigur foarte mult că nu văd decât niște prietenii mei apropiați ce postez pe Facebook și pot să pun tot felul de limitări și nu dau pe oricine și țin restricțiile foarte clare. Și atunci postez într-adevăr pentru prieteni și acolo pot să mă exprim cum vreau. Dar altfel, dacă am un cont în care lucrez în publice, ăla e un profil business. Nu mai există cont privat. Dacă poate să-mi vadă oricine care are cont de Facebook, fără să mă fie adăugat la prieteni, nu pot să scriu acolo lucruri care m-ar putea pune în pericol sau m-ar putea crea probleme pe partea profesională. Pentru că e un cont business, chiar dacă îl tratez ca pe cont privat. Bitly. Bitly e un sistem de curtare de URL. Aveam un URL lung, mă duc la Bitly și îl fac scurt și avantajul Bitly în fața altor sisteme e că îmi dă niște informații de marketing. Adică, dacă am o pagină de un site și vreau să postez pe Facebook niște informații și pun o dată pe pagina de Facebook, o dată pe un grup de Facebook, o dată îl trimit pe un mesaj privat, o să fac prin Bitly URL-uri diferite pentru de la mai departe și pot să am statistici exacte câți oameni au venit din pagina de Facebook, câți oameni au venit din grupul de Facebook, câți oameni au venit din mesajele private. Asta ar fi o soluție. Da, mai am o întrebare la Facebook. Da. De cine am făcut care acolo contul de Yahoo? Tot vine un mesaj. Da. Există notificări. Nu știu dacă am lăsat pe aici. Nu. Am șters asta. Există notificări. Poți să puteți alege ce doriți să primiți ca informații. Și trebuie să alegeți să primiți mai puțin. Eu am acceptat asta. Prima am ales să primesc pe mesaj privat când cineva comentează la ceva ce am scris eu pe undeva. Sau când cineva îmi trimite mesaj privat. Atât. În rest nu primim nicio notificare pe e-mail. Nimic. Da, are să termine Facebook. Ce doriți, te treabă. Vrei să primești notificarea pe Facebook și n-ai nicio opțiune să nu primești asta, pe Facebook să nu fii notificat. În schimb, te întreabă,
vrei să primești și pe e-mail, ce ai un bif acolo. Și trebuie de bifat. Dacă aveți o pagină de Facebook, sugestia mea este să legați online de offline. Adică cum se întâmplă lucrurile aici. Dacă eu postez, dacă se postează pe pagina de Facebook sau pe grup sau așa, se întâmplă evenimentele și în viața reală, nu e tot numai pe internet. Te ajută să faci o comunitate, să nu fie tot virtual, niște oameni, e cu totul altceva când sunt întâlnit de față în față decât online. Aici era legat de întrebarea de mai devreme. Bun. Are sens să aveți o strategie, să postați, să gândești că în fiecare zi de luni postezi anumite lucruri, în fiecare zi de marți anumite lucruri, să te gândești, dar nu neapărat să respecti strict lucrul acesta, dar să te gândești la o anumită măsură. De exemplu, să postezi în principal lucruri de... Dacă e ceva ce trebuie spus, spune. Dar trebuie să ai și o strategie. De exemplu, să planifici să postezi un anumit număr de mesaje pe zi sau pe săptămână, să ai o anumită frecvență. Să te ții de ea. E foarte important să ai comunitate. Internet marketingul poate să fie în două feluri. Odată, cum ajung la cât mai mulți oameni, să audă cât mai mulți oameni mesajul meu. Și o altă e oamenii puțini pe care i-am început, să am un impact mai mare asupra lor și prin ei să-mi crești comunitatea. Nu să încerc să ajung la cât mai mulți oameni cu un mesaj de slabă calitate, ci mesajul meu să-l fac de atât de bine calitativ, încât oamenii din cercul strâns pe care l-am început să trimită ei mai departe mesajul. Și în sensul ăsta vă recomand să vă faceți o comunitate. Eu aș evita să mă las de postat pe anumite rețele sociale. Că să-mi fac contul și după un timp să-l abandonez. Nu mai scriu pe el, nu mai postez, nu mai scriu. Mi se pare o practică contraproductivă. Nu arată profesional să intru pe pagina unei companii, să văd că 2 ani de zile a avut o intensă activitate și după aceea nu mai făcut nimic. V-aș recomanda ca un minim un mesaj, în funcție de rețele sociale, un mesaj pe lună sau la 3 luni. Adică nu lăsați contul complet abandonat. Dacă nu, sugestia mea fi să-și treceți. Adică să intru pe un cont, să văd că din 2010 n-am postat nimic. Cumva creează un impact negativ acolo. Da, mă ajută că e o arhivă, că nu știu ce, dar în principiu nu e ok să aveți conturi abandonate. E o practică foarte frecventă întâlnită, își fac un site, își fac un cont de Twitter, YouTube, nu știu ce, nu postează nimic. Acum s-a postat un clip în prima zi, mai înseamnă cu uite ce entuziasm acolo, că mi-am făcut site-ul, și trec ca nici nu postează nimic. Și arată aia de lăsare, necosare, nu știu ce, vine și treceți contul respectiv, faceți privat contul de YouTube, sau ce nu mai promovați, nu mai faceți atât de ușor de găsit. Bun. În teoretic, trebuie să răspundeți cu ceva mesaje pe care le primiți. Și o strategie foarte bună este să oferiți pentru a primi. Dacă doriți să comenteze oamenii, comentați cu ei pe mesajele lor. Dacă doriți să vă trimită mai departe lucruri, e un balans între a primi constant, numai eu primesc și a și oferi. Chiar și online și offline. Ce să postați? Există multe companii care merg pe vânzare constant. Uite, ăștia suntem noi, cumpără produsul, uite ce am lansat, cumpără. Dar nu e unica strategie și vă recomand să încercați să găsiți și lucruri utile din domeniul dumneavoastră, ce e unde activați, să căutați lucruri care putea fi utile pentru comunitate. Și din când în când să puteți să postați mesaje care pot să vi se pare interesante și sunt în afara subiectului. Da? Dacă eu sunt o firmă de catering, am și un eveniment, vine un cătăresc care îmi place mie foarte mult, pot să anunț despre el. Iarăși e util să postați lucruri utile. Ajută să postați lucruri utile și să... Agenda culturală, de exemplu, nu? Da. Ce se mai întâmplă în București? Iarăși, o greșeală frecvent întâlnită este să intru pe un cont de rețea socială și să nu ajung la site, să n-aibă undeva link între de pe rețea socială pe site. E, ar trebui să fie o regulă de bază, dar e frecvent încălcat. Iarăși, stabiliți o regulă pe cont comentarii, nu multe reguli, dar ținute strict. Adică, de fiecare dată pe cineva încarcă una din regulile voastre de comentarii, să opriți activitatea respectivă. Eu, de exemplu, refuz atacurile la persoană, mesajele spam și dacă e complet off-topic, pentru că eu scriu despre ceva și ați apucat și vorbesc despre politică. Da, nu e subiect. Da? Îți apreciez părerea, dar nu mă ajută.
înseamnă o pauză lungă.